Bună seara, doamnelor și domnilor. Mulțumesc, doamnei deputat Angelica Fodor, pentru frumoasa și nemeritată prezentare și doresc să-mi exprim bucuria de a mă afla aici, în seara aceasta, în mijlocul unor oameni care cred că România poate fi o țară modernă, prosperă, europeană și în același timp creștină. Grupul Ecumenic de Rugăciune este un grup care reunește săptămânal oameni în jurul valorilor creștine, oameni care sunt conștienți că vocea creștinilor din societate este o voce legitimă a societății civile, mai ales că bisericile sunt de departe cele mai mari și cele mai importante structuri asociative din România. Micul dejun cu rugăciune, acest eveniment anual, în cadrul căruia suntem cu toții onorați să fim astăzi aici, celebrează, de fapt, prezența și unitatea creștinilor în societate. Un aspect adăugat acestui eveniment important din țara noastră în acest an este și sărbătorirea centenarului Marii Uniri. Este un moment deopotrivă de evaluare, dar și de privire spre viitor. România unită în copilăria ei a trăit și oroarea războiului și drama totalitarismului comunist și a militantismului ateu. Dar România a rămas o țară unită și unul dintre motivele pentru care România a reușit să rămână o țară unită este și credința românilor în Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, și în importanța și valoarea poruncilor Lui. În lumina aceasta a unității românești și a unității de credință, trebuie să privim lucid și un eveniment recent important prin care România a trecut, anume referendumul. Din vari motive, cvorumul nu s-a întrunit. Dar problema familiei a ajuns o problemă pe agenda publică. Sensibilitatea românilor la prezența și presiunea diverselor ideologii a fost activată. De aceea cred cu tărie că aceia care au mandatul românilor de a conduce și legiui această țară au devenit din ce în ce mai conștienți de necesitatea acută a protejării instituției familiei și de faptul că ea nu trebuie diluată prin alternative care de altfel îi dublează rolul. În același timp, sigur că faptul că nu a trecut acest referendum a fost interpretat în cheie negativă. Dar, dacă privim în urmă la exemplul lui Israel, care a fost câteodată lăsat să meargă după propriile alegeri, finalul acestei experiențe a fost unul pozitiv. Putem învăța de la creștinii care de-a lungul istoriei au trăit în vremuri potrivnice lor și în vremuri mai puțin potrivnice. S-a menționat astăzi, în seara aceasta, faptul că ne secularizăm. Într-un anumit sens, da, dar în alt sens, nu. Niciodată în istoria poporului român, nivelul de cunoaștere a credinței, de alfabetizare religioasă, nu a fost niciodată atât de crescut. Rata de participare la slujbe, la bisericile din România, este foarte crescută. Previziunile teoriei sociologice a secularizării, care anunțau cu certitudine dispariția religiei odată cu modernizarea, nu se verifică. Ne putem uita bunăoară la una din cele mai moderne țări, precum America, și vedem că indicele de religiozitate este la fel de crescut ca și țări care nu sunt moderne. Așadar, trebuie să avem nădejde. Trebuie să conștientizăm misiunea noastră de creștini într-o societate care ne dorește mărturia. Și pentru că am citit că este o foarte fină diferență între o predică lungă și o situație de luare de ostateci, închei aici cuvântul meu, mulțumind încă o dată organizatorilor pentru șansa de a ne fi reunit aici în această seară. Vă mulțumesc!